Bine v-am găsit la nota 2, Antipodcast, prezent atât pe YouTube în format video, cât și pe Spotify, Apple și chiar Google Podcast. Deci, este important să cunoașteți că este un produs care conține opinii mai puțin populare, uneori chiar specifice, expus într-un limbaj necenzurat. Haideți să gândim critic și ne dezvoltăm personal, asta e cel mai important, da? Let's go!

deosebită de alte descrieri. Pentru că evenimentul de regulă, locul, subiectul, un altă, dar la era o frază, deci o frază lungă, așa, un gând descris. Și ne-a plăcut cum tu ai încheiat și vreau de aici să începem discuție Tu ai scris acolo așa. Au trecut ani și eu pun pe masă cele 52 de cărți și vă spun, de acum încolo aveți grijă, căci nu mai există niciun joc pe care eu să nu fiu capabilă să-l câștig. De unde n aibă atâta încredere? <laughs> Tu crezi că eu sunt atât de simplu ca să scriu doar locația și ora? Nu. No. Nu știu, eu de exemplu n-am înțeles despre și evenimentul, uh -huh. eu am înțeles că e despre încredere, adică da. aici e practică e despre încredere. Dar iată, n-am înțeles că dacă vin eu și primesc, adică într-un da, fel, cam eu, asta e ideea. Dar nimeni nu știe ce primește. De, de fapt, fiecare primește ceea ce vrea să primească. Uh -huh. Pentru că eu pot să-ți spun țăi una, tu poți să percepi tot altceva. Eu sunt de acord. Păi da. a... categoric. Categoric. <laughs> Hai că nu-și vorbim despre asta Deci ca să nu mă prind făcut, la da? ideea asta Înseamnă că eu nu trebuie să folosesc cuvântul absolut Vezi, nu roadă cineva la urechi <laughs> Bun, bun Glumesc uh, Nu, vezi că fiecare ia ceea ce, ce îl doare pe el uh -huh. Eferimentele mele sunt uh, Eu nu fac traininguri acolo Eu nu fac, uh, nu dau lecții Nu dau sfaturi Doar se vorbește despre experiența mea și experiența altor femei care au curajul de a ieși pe scenă și să povestească. Despre asta, de regulă, sunt evenimentele mele. Acum am schimbat alt format, uh -huh. din 28 ianuarie am un alt am eveniment. Văzut pistele, da. da, Da, este un eveniment mult mai intim, o să fie unde o să deschid mai tare parantezele și aștept niște femei curajoase cu care vreau să fac o echipă. Da, mult mai curajoasă subiecte, asta și gen. Înțelegeți, vedem că la noi societatea este. femeile de la noi din societate sunt foarte slabe. La simplu pas de a spune nu. Știi? Să-ți și așa, du-te dracului, nu vreau să fac asta, știi? Nu au curaj. Sau chiar în casă. Nu mai vorbesc afară. În casă, cu soțul, cu copiii, cu mama, cu tata, cu nașu, cu, cu mătra, cu nu știu cine. Nu au curaj să spună ce e ce le dor. Eu asta văd și primesc mesaje foarte multe. Și tu vrei să discuți cu ele și cumva să exersezi ideea de, de, a spune nu? Da. Da? Vreau să trăiesc într-o societate cu femei independente, femei puternice, cu care să avem cu cine mândri. Da, bărbații? Ca... Bărbații au locul lor. <laughs> și fel de lor. Locul lor în sens că... Eu nu știu ței, dacă ți-ar plăcea să ai o soție din asta care se miroasă Părjoale, nu? Uh -huh, nu cred. Uh -huh. Îți place? Da, uh, ni, nu, dar eu uh -huh. știu că în Moldova sunt mulți care apreciază asta. Păi lasă, hai să terminăm cu aprecierea asta prostească. Adică tu prespui, tu optezi pentru faptul că te și puși pe treabă? Da. Da? Da. Fiecare noi trebuie să fim independenți, nu depindem niciodată de cineva. Nici emoțional, nici financiar, nici nimic. Uh -huh. Pentru că într-o într într bună zi, eu, de exemplu, mă pun multe ori în situația că eu pot să rămân într-o zi singură, da? Copiii mei cresc mari, soțul meu într-o zi spune că adio sau eu adio, ce mm -hmm. fac eu în cazul da, Dacă eu depind emoțional de el, de copii, ce fac atunci? Mă arunc de, la nouă etaj? Nu. Mi-au coaile în mână, cum spun eu, și merg mai departe. Că okay. nu le-am. <laughs> Înțeleg, deci, nu, tot ok, le cred că le am Le am. <laughs> da, asta demonstrează. Deci tu, cumva, te pregătești de cel mai rău scenariu care poate să se întâmple într-un fel, nu? Eu dar nu cea mă mai rău scenariu este să rămâi singură și trebuie singură să se organizeze stat. Da, eu nu mă pregătesc, eu sunt pregătită deja de mult de asta. Uh -huh. Eu totdeauna am optat pentru a face lucrurile singură. Da, mi s-a oferit ajutor, dar eu, dacă eu pot să mă descurc singură, cam de ce să iau acel ajutor? N-am vrut niciodată să mă simt dătoare cu, cu ceva, știi? Uh -huh. Nici cu cel mai mic gest. Uite, revenind la faptul, ai tu coaie sau nu, eu am căutat și pe YouTube numele tău. Uh -huh. Și am dat de interviuri care îți blocate comentariile. Cel mai simplu exemplu ăsta e la Dorin Galben interviu, comentariile sunt închise. La Burlaca, da? La Daniela e, nici nu s-a discutat despre comentarii, că pare mi toate interviurile la ea sunt închise comentariile. A, așa e stilul ei. Probabil, văzut, da. da. Okay. Dar la Dorin, cu Dorina am fost destul de deschisă și Dorin m-a întrebat, ce facem cu comentariile, decizia mea a fost să le lasă deschise. Uh -huh. El a decis să le închidă, asta a fost decizia lui, nu a mea și nu comună. Uh -huh, uh -huh. Asta a fost. Dar, uh, do unde hate. <laughs> păi, acestea sunt problemele societății noastre. Simplu. Asta sunt problemele societății noastre. Nu că eu am o problemă. Uh -huh. Oamenii au problemele lor. <laughs> Cam așa. Uh, eu. Uh, <laughs> credeam că o să fiu ars peruc, știi, uh -huh. când m-am întors din Italia, atunci că pleca în când plecasem mea în săptămâna aia. Câte-o zici de momentul când s-a publicat interviul la Galben, da, 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 uh -huh. da, da. Dar eu n-am avut nicio treabă, mi-s luat copiii deja, mi-am trimis eu asistenți sociale, că eu nu sunt o mamă normală, că eu nu știu ce, nu știu cum. Hai să fim serioși, copiii mei nu au fost bolnavi niciodată uh -huh. în viața lor, ei nu știu ce asta spitale, Asta sunt eu sunt o mamă nor nu normală? Uh -huh. Copiii mei învață foarte bine, băiatul meu este la toată lui, dar asta nu este vina mea, alegerea lui, a fost punct. Fata e cu noi? care -i problema? N-am înțeles. Eu știu mm -hmm. copii care trăiesc în familii mega din așa știi, mămoși. Copii sunt bolnavi. Eu atunci aș lua copiii de-acolo, nu copiii înțeles. mei. Da, și ne-a plăcut mie foarte tare hum... hate care l-ai primit tu nu la Dorin. Nu știu, au fost multe discuții după interviul de la Borlaca. Și nu a fost să ne nasără de oamenii despre fraza absolut categorică. Nu, absolut categorică a fost la Dorin. La Dorin a fost? Da. da. Chiar așa? Da, la Dorin a fost fraza cu absolut categorică care eu am profitat de ea. Uh, ca să înțelegi, eu neștiind uhum. că se poate face lucrul ăsta, adică uh, marketing, eu am făcut totul asta instinctiv. Uh -huh. După ce am făcut acum cursul de la Boconi, de la Milano, am înțeles că eu am făcut foarte bine. Știi? Nu, eu sunt de acord, dar nu <laughs> discutăm despre asta, <laughs> da. Da. Și uite, eu atunci am profitat de lucrul ăsta. Eu am zis că îl înregistrez ca brand, dar nici pe departe să știu ce voi face cu el, știi? Uh -huh. L-am pus undeva într-o cutie, știi cum ar veni? Și zic că o să apară și motivul ce o să fac cu el. Și a apărut de la sine. Eu am învățat lucrul ăsta că lucrurile nu se întâmplă niciodată întâmplător. Fiecare pas făcut are un motiv uh -huh. și totul a venit de la sine. Și uite acum, deci, dar absolut tu fraza asta, are ai <laughs> rostit-o întâmplător? Da. da. Da? Și lumea s-a îninașat și te da, cumva, da, da, da? Da, da, da. Pentru că nu este ok gramatical, că nu este pus să nu știu cum, că nu este pus să nu știu cum. Hai, fim serioși, câte lucruri nu sunt pos să nu știu cum. Dar și e... tu ai văzut toate atenția asta? Da. Și ai branduit. Exact. Este înregistrat la IGP. După mine, asta e un exemplu, foarte, în primul rând, știind cum se promovează afacerile, asta e o excepție de promovare și îi denotă și curaj pentru că e lucru la hate. Tu ai lucrat hate-ul foarte bine exact. și, e și la noi tare rar să întâmplă. Da, Este hate, este atenție și la noi oamenii, în loc să-l monetizeze și să-l mm -hmm. capitalizeze, mm -hmm. îi renunță să spari... Și a doua zi sau a doua oară să gândească de trei ori dacă le trebuie o lor asta sau nu. Dar tu nu. Tu parcă intenționat a prins oamenii de fiecare da. Ca și cu doamna Diana. Asta nu știi? Și Nu? A, tu nu cunoști. Mm -hmm. Ei, vadim. Stângi tot aici și <laughs> atem scultăm. Deci, la mine pe ușa de la biroul meu este scris doamna Diana cu U. Nu cu O. <laughs> Eu am făcut și din asta un brand <laughs> Tot ai înregistrat? Încă nu e înregistrat Sper că nu se duc cineva să înregistreze Dar mă rog, știi Chestia că multă lume a registrat diferite branduri, Dar n-au succes <laughs> Așa că da. trebuie să fii omul din spate, știi iar am dat la o petrecere și am zis că hai să ne cumpărăm ca niște doamne și cineva m-a intenționat, vezi cum spui, cu sau cu uște mm. și eu de atunci am spus că cu și toată lumea care îmi scrie mie pe Instagram, toți îmi scriu cu doamna Diana, chiar și aseară în avion, cineva, bună seara, doamna Diana, bună seara, nice. adică știi, am făcut iarăși din nou, da, de știi cât mesaj am primit la acest cuvânt, mama mia. Mi -am la dat... lingviști exact, mi-am dat seama că lumea citește a avut nota 10 la limba română știi, eu având 10 la limba română trăind cu profesoara de limba română peste drum concret, nu știam cum scrie doamnă da, am avut foarte mult chiar și am în fiecare zi am mesaj în comentarii, vezi că n-ai scris corect că nu știu ce, bine, mersi da, dă da să arăt, asta e cutie de la parfum la care tu da. ai folosit expresia absolut, absolut ca categoric ca da, ca. da. <laughs> E ca da, eu o s o pun așa și să se Asta vadă. Asta e tot dar... sincer pe un bani pentru reclamă, da. Da, nu, nu nas cer, dar eu pur și simplu vreau. Să oamenii... Ești curios. Da, vreau oamenii să vadă că. În fiecare lucru negativ care se întâmplă există și pozitiv. Trebuie să decizi și să vezi pozitiv. Exact. Nu? Da, Asta da e sigur. Asta pentru că, blin, în fiecare răutate <laughs> este ceva bun. Dar nu a fost răutate, eu n-am spus nimic. N-am acuzat, n-am ofensat pe nimeni, n-am acuzat da, pe nimeni clar, de nimic. Da, înțeleg. Doar am folosit aceste două cuvinte, absolut categoric. Și când am spus avocatul cu care s-a ocupat de acest uh, proces, s-au dat la mine și zis, băi, dar mie îmi place cum sună, știi? Adică are <laughs> Fișcă! <laughs> da, știi care e mai mare pretenție, cred că, pe care o primesc, inclusiv și eu am început să o primesc, este că și tu și eu suntem persoane publice în care scoatem în masă conținut și noi ar trebui să fim mai responsabili, da, vis-a-vis -vis de oameni. Și eu cred mm -hmm. că asta e și motivul principal de ce tu primești hate pentru așa expresii, că nu-i corect și induși în eroare publicul cumva și tu și gândești despre responsabilitatea, că tu ai 60.000, 67.000 urmăritori. Da. Urmăritor. Eu sunt de părerea că uh, nimeni nu o să ne pună pe cruci pentru asta. Absolut categoric. Nimeni. <laughs> <laughs> Dicționarul, dexul și limba română nu au murit când s-au făcut. Ea continuă. Uh -huh. Ca și orice altă limbă. Fie oricare cuvânt poate fi înregistrat în DEX sau orice altă frază, poate. Uh -huh. Cam de ce nu? Stai o leacă, dar și unde? Cam de ce? Eu nu văd nimic rău în asta. Că am schimbat din O, o, a, o a, U și că ce? Că undeva au scris, dar stai dar de unde știm noi că acolo a fost corect scris? Poate e corect scris cu U, nu cu O. Știi? Uh -huh, înțeleg Înțelegi? Uh -huh, uh -huh. Eu sunt de părere că greșelile se fac doar în matematică. Unde sunt cifre exacte. Dar în rest nu sunt greșeli. Matematic, deși e la matematică. Că că bani, că... finanțele? Nu, dar nu numai finanțe. În general, când A, pui logică, 1 plus da? 1 este egal da. cu 2, chestiile astea, știi, când cântărești, când măsori, când ceva, iată, acolo poți să greșești. Uh -huh. Dar în rest, nu sunt greșeli, sunt niște alegeri. Fiecare face cum vrea. Cam de ce eu trebuie să fac așa cum e scris. Deci vrei să spui așa, că acolo unde e rațiune, poți să greșești, măsurare și tot așa, da. dar acolo unde e creație și Absolut. unde e partea asta, la altă. Faci A. cum te duci cap. Uh -huh. Am înțeles. Ok. Să revenim și la hate. Cum îl gestionezi tu? Tu, iată, primești o groază de mesaje și eu sunt mai mult ca sigur că omul cel care scrie, el crede că numai el scrie și îți spune o părere. Da. Dar tu le primești, cred că, zecele pe zi, precis, da? Hate nu prea primesc mult pe zi, dar, mm -hmm. hai să spunem așa, câte 3-4 pe săptămână, la sigur de mm -hmm. primesc. Eu nu am nicio treabă. Eu, câteodată, văd din primele două cuvinte că e hate. Nici nu citesc mai departe. Da, tu nu citești, tu te-ai învățat să nu citești. Da? Nu, dar nu am. Dar nu că nu citesc, că nu-mi face plăcere sau că nu sunt curioasă, dar nu vreau să pierd timpul cu oamenii aia. Atât. Oamenii care au timp să-ți să-i să hate, ei nu, nu au făcut nimic în viața lor. Punct. Atât. Da, uh, sugestii constructive, să-i propun? Da. Am, am primit foarte multe sugestii constructive, critică, foarte, ok, dar uh, iarăși, din nou, cine scrie? Uh -huh. Dacă scrii cineva care este măcar cu o treaptă mai sus ca mine, uh -huh. este altceva. Dacă uh -huh. are mai jos, nu. De la cel care n-aș cere niciodată sfatul, niciodată n-aș asculta nimic. Ok, dar cum identifici tu cine este mai înalt cu o treaptă și cine nu este mai înalt cu o treaptă? A... Ai vreun sistem de referință? Da. Banii și statutul, da. ce anume? Statutul, vârsta sau, ok, poate vârsta nici, poate să nu știu, poate nu fi. că eu am niște cunoștinți care au 25 de ani dar sunt mega, știi, foarte inteligenți, mai ales bărbați, băieți. Ah, tu vrei să spui că băieții tineri totuși o să mai... Uh, Vine forța bună? Uh, da, chiar am făcut cunoștință recent cu un băiat întâmplător, iar nu din nou spun că nu este întâmplător. Am rămas șocată. Adică trei ore am stat cu el la vorbă și eu nu putem să mă satur să discut cu el. Oricare temă e cu 10 ani mai mic ca mine, ca tu să-ți dai seama. Pe urmă, îmi dacă ține, dar cât îmi dai? Eu zic, nu vreau 30, nu vreau 26, știi, și eu Cât? What? și am dat, da, da, 26. Bravo! Foarte, adică un băiat foarte deștept, știi? Mi-mi plac bărbații. și-am observat... Discutând mult mm. cu generația noastră, că noi cam suntem de 6 generație, ești din 88? E 86, nu mai bătrânulea <laughs> Suntem acești generație Da, da Noi în cetișoara am trecut trecem în zona da. 35 Și... 4. Da. <laughs> Acolo în statistici pe Instagram să vadă mai mult, să crească care uh -huh. Și am discutat și mult cu tinerii, iată, 18, și 24, 25. Mm -hmm. e, deci, e diferență mare dintre generații, foarte mare. Nini, da. mult mai interesant da. să discut cu tinerii exact. decât. Aștept de generația mea, foarte greu, combat anumite idei și gânduri. Deci, acolo sunt la convingeri, gata, omul are convingeri. Știi? Exact. Noi Dar așa tinerii, am fost crescuți. Da. Noi am fost crescuți asta din, din părinți, de la părinții noștri, așa am fost crescuți cu convingerile astea. Și de asta noi mai greu. Dar, iar din nou, depinde cât de tare te impui tu. Dacă tu te impui să treci peste această barieră impusă de părinți, de societatea uh -huh. în care am crescut noi, eu, de exemplu, am trecut de asta. Dar sunt cum farfachei. ai trecut? Asta? Pentru că adică... eu cred că sunt mulți tineri, inclusiv tineri, da, care uh, acum au 24-25 și toți se confruntă cu probleme, cu influență de asta socială. Și nu știu ce să facă, nu știu cum să aibă încredere în sine. Tu iată cum ai trecut de... Cum? E că ai făcut șoul cu ista când tu ai zis că păi eu ori fac și vreau în viață, ori eu nu mai pot așa. Pentru că am încercat. Am încercat să fac ceea ce vreau. Pe ascuns, știi? Uh -huh. Hai să nu spun la nimeni, să încerc, să fac. Uh -huh. Dacă îți duc cap în gard, am dat eu. Nu știi nimeni, nu acuz pe nimeni. Și am văzut că primești. Și când am văzut că îți am zis că da, cu Dapa și mă apuc eu de treabă, știi? Uh -huh. Și nu cer sfatul nimănui. Știi ce asta? Da, ascult pe toată lumea, inclusiv soțul meu, părinții mei, etc. Dar fac cum vreau. Nu vă place? La revedere. Atât. Dar ce ai încercat tu prima dată? E că e interesant. și anume ai încercat tu? Uh stai, ce am încercat eu? Prima dată a fost când eu mi-am vrem să schimb locația showroom-ului, știi? mhm. Uh Că când am schimbat-o prima dată, soțul meu era cam așa, sceptic, că, că nu, e riscant, că în Moldova, că nu știu ce, dar pe urmă am zis că nu. Sau fac sau nu. Sau închid cu totul sau merg mai departe. Uh -huh. Și am spus, sau mă las să fac ce vreau, sau terminăm aici. Tu ai schimbat locația pentru că erau probleme cu vânzările sau nu ce? Nu, 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 ca locație, nu? ca anturaj pentru mine. Eu nu mă simțeam bine în anturajul în care eram. Vreau ceva mai mult. Eu dacă mă uit în 10 ani de evoluția mea, eu mă merg pe scară foarte sus, adică ajung foarte sus. Și practic doar singur. Ce și, te ajută pe tine în creșterea asta? Eta, tu, ni până la podcast tu ai spus că am vorbit despre Dyson să <laughs> și tu ai spus că eu mai degrabă e că am cumpărat un curs de 3.000 de euro, da? da. În italian, bolonez da. sau... La, care? la Milano, la da. Bocone, da. Uh, și ai cumpărat mai degrabă un curs decât un obiect exact. material, da? Uh, cât de des tu investești? Și fel de cursuri ei tu? Tu, în general, da, cu consultanță și trainerii din Moldova ai lucrat sau nu? Eu sunt curios, pur și simplu. Îți spun eu. Eu am chiar și un motto scris de mine investește în tine dar tu ești cel mai bun dezvoltator al tău. Uh -huh. uh, adică n-am început eu să investesc foarte mult în mine dar începând de la imagine tot ce ține de cursuri de, etc., eu atunci am început să evoluez. Eu am foarte multe cărți de dezvoltare personală acasă, cumpărate și citite, nu doar cumpărate, cum fac uh, mulți alți mulți alți oameni. Uh, da, am început să trec deja hotarele cum ar veni cu studiile. Nu mă mulțumesc ceea ce este la noi, adică, na, pentru mine ceea ce este la noi este practic experiența mea, care uh -huh. eu nu n-aș avea nevoie să o studiez. Și am luat acest curs de branding personal la Bocconi la Milano online după în septembrie plec la ăsta fizic deja, care este next level, cum ar veni, la nivel de întreprinderi, companii uh -huh, mari. Uh -huh. Și atunci eu am înțeles că lucrurile astea ok, am avut și un mentor foarte bun, un milionar care mi-a dat niște sfaturi că lucrurile cum sunt Dyson și multe alte chestii sunt lucruri care poți să le arunci la gunoi sau poți să le ia, cum sunt multe femei care Primesc cadouri, da, inele mm. cu diamante, mașini, mm -hmm. chestii, dar niciodată nu pe numele lor. Și bărbatul când nu-i place ceva, ea, totul își pleacă. Mm -hmm. Cam așa, dar ce, ce ai aici? Nimic. Și totdeauna n-am avut, știi, bărbați cu bani care să-mi Eu totdeauna am spus că învățați-mă să fac asta. Că voi ați, sunteți mâine, nu. Dar tu nu prea ai încredere în bărbați, văd că. Nu, eu am încredere în bărbați, doar că eu vreau să fac totul singură. Nu vreau ca să mă trezesc într-o bună zi și să zic stai, da, mă ce fac? Unde mă duc? Nu. Eu aleg. Vreau mm -hmm. să stau cu acel bărbat sau nu vreau să stau cu acel bărbat? Aici dacă, bun, despre bărbați, luând în calcul că nu vreau să atingem tema personală, pentru că mm. eu am fost atins în alte, în general, podcasturi da. și interviuri, Da. Dar mă interesează un lucru, adică tu ai avut experiență de a trăi cu un bărbat moldovan, da. da? Și acum ai un soț de psihotare. Și mine mă eu... la Briceni, eu spun. <laughs> da, la <Bricei. laughs> Cam un am Italia, știi cum te duci <laughs> la psihotar la Briceni. Nu, e pentru tine, da, dar pentru mulți încă Italia asta e hu. <laughs> nu știu, dar deja m-am plictisit. <laughs> da. Nice. Care e diferența? Nu care e diferența. Ce ai sfătuit tu bărbații din Moldova, pentru a fi competitiv cu bărbații din toată lumea. Cred că așa-și formula. Adică eu-și vreau să văd niște sfaturi. Știți ce mă deranjează? Mm. Eu nu acum, mă abstraghez la cazul tău. Mă deranjează că există un trend în care femeile caută sos din afară și lasă mulți bărbați din Moldova. Știi? Și înseamnă că este o problemă va. nu? Cultura. La noi bărbații nu au cultură. Nu toți, da, evident. Înțeleg, da. Sunt înțeleg, da. bărbați și bărbați, ca și în Italia, uh -huh. și peste lume lumea fixaia uh -huh. de asta. Eu, pur și simplu, de ce am trecut la alt level, să spun așa? <laughs> <laughs> eu am crescut, dar noi fiecare crește. Vadim, uh -huh. eu totdeauna spun că, și nu, mai, și nu mă supăr pe ceea ce a fost, uh -huh. știi, sport pic, că băi, uite, l-am avut, nu s-a purtat frumos cu mine, că... Eu, atunci a fost așa timp. Eu am crescut, am făcut o altă alegere, el a crescut, a făcut o altă alegere și așa mergem mai departe. chiar și cu oamenii, nu zic de relații de familie, zic uh -huh. chiar și cu oamenii relații așa de prietenie. Da? Noi astăzi suntem prieteni. Mă rog, te-ai supărat ceva pe mine sau mă supărat eu pe tine, peste un an ne întâlnim și am uitat totul. De ce? Pentru că noi într-un an ne-am dezvoltat, am evoluat, am uitat, am crescut, gata. Dacă când văd oamenii că port pic, cu ani de zile, că nu știu ce, că nu știu cum, bă, este timp pierdut asta omul trăiește cu trecutul, cu trecutul, tare exact. trist. Exact, asta e. Eu nu am, nu am nicio supărare cu absolut nimeni în lumea asta. Mă crezi? Nimeni. Chiar dacă m-au supărat cândva, am lăsat totul. M ne întâlnim, bună ziua, salut, salut. Nu mai este ceea ce a fost. Ok, pentru tine. Eu nu am nicio problemă cu tine. Dacă tu ai o problemă, e a ta, nu e a mea. Eu nu am probleme cu nimeni absolut. Da, eu cam, dacă stau să mă gândesc cred că poate puține supărări, dar nu sunt prioritare. Adică eu pun la tot vremea interesul, adică dacă tu ai interes și eu am interes, noi colaborăm. Eu văd asta în format de colaborări. Dacă mai multe colaborări se întâmplă bine, se dezvoltă cunoștința, prietenia și tot așa, cred că. Eu totdeauna am spus așa de mult timp. În relațiile de prietenie se investesc emoții, în relațiile de business, bani. Atât. O, oh, și frumos spus. Patentează Știi? <laughs> Știi de ce spun asta? Pentru că eu am avut situații de genul ăsta mm -hmm. Că eu ți-am dat ție un pantof mai mult Că tu mi-ai dat mie un articol mai mult Că eu ți-am mm -hmm. dat nu știu ce, că nu știu cum Nu, vii la mine, cât costă produsul? meu? 100 de euro, îmi dai 100 de euro Cât cost produsul tău? 500 de euro, n-ați 500 de euro mm -hmm. Am bătut palma și te Cu cafele, cu prânzuri, cu astea e altceva mm -hmm. Dar ceea ce ține de schimb de lucruri De business, bani Eu un leu Dar trebuie să-l plătești Prietenia e la cafenea, e la restaurant sau în altă parte. Ai avut, sunt mulți prieteni sau cunoscut Și, și atitudinea e tu față de tendința asta la noi în Moldova, dar ea este. Care? Nu întotdeauna, dar e pronunță de asta. Uh -huh. Cum nu mai deschizi afaceri, toți vor ceva gratuit. Da. Ea este? Sau nu vin deloc. Mai ales prieteni. Sunt prieteni de Le Mele, uh -huh. cică, uh -huh. cu care am stat la cafele și astea, n-au călcat în viața lor la mine, în showroom. Da, și aici așa un, un, schimb simplu de paradigmă, adică tu când vezi că omul deschide un business, te duci și cumperi pentru că îl ajut să existe. Uh -huh. Măcar primul an, că e greu businessul, dar la noi din contra să iei tema asta, ei și-o deschis da, business. Da, are. Las că are, ești uh -huh. fără noi. Da, știu. Da? 16... Tema da. asta și da, și când tu treci dezvolt business un an, și când uh -huh. tu vezi câte nebunii trebuie tu psihologic să le depășești, probleme cu oamenii, cu echipa, cu procesul, dar cu ce vrei, cu produsul, pe urmă, când peste 3-5 ani mm -hmm, când ești acolo vin și ajută-mă... Mm -hmm. Am. Mm? Am avut. Și ce faci tu cu așa? Eu ajut. Ajuți, da? Da. Dar știi de ce? Mm -hmm. Pentru că uh, plăcerea o primesc eu. Mm -hmm. Nu pentru că o fac cu sărății... Pe sunt ți în cred că nu? Nu. Eu mă bucur că eu pot să ajut. Înseamnă că eu totdeauna am fost împăcat cu mine. Mm -hmm. Și eu am ajuns... De ce am ajuns aici? Pentru că am fost împăcat totdeauna cu mine. Niciodată uh, nu mai stau lângă oamenii care se plâng că nu au bani, că nu le merge în viață. Băi, nu-ți merge în viață pentru că nu faci nicio... Nota 2 este produs în studiourile din Academiei Vie. Cred că știți deja asta. Păi uite, Academiei Vie acum au lansat o super ofertă care conține patru webinarii. Cum treci frica de a face stories, ce și cum să discuți într-un live, cum găsești primi clienți pe freelance și cum să treci peste un ișec, fără a pierde curajul. 5 ore, 65 de subiecte și tot asta numai la 1,9 euro. Clic pe linkul din descriere și beneficiați de produsul ăsta. Este o ofertă limitată. <fixi> Cum să explici asta? Pentru că omul e că eu fix așa gândesc, Cagbă. Dar ideea e că eu observ mult că omul caut o groază de motive să explice de ce lui nu merge. Și iată e asta că o groază de explicații, uh -huh. o groază. De aici întrebat, cum ai început tu? Pentru că noi toți cumva trecem prin zona asta când avem multe explicații și scuză, uh -huh. la un moment dat să sparge gheața. Nu-i interesant cum e la eu... tine să o spart gheața asta. La mine gheața s-o spart de când eu eram copil. Eu am avut noroc de bunica mea care m învățat m-a mi-a spus totdeauna așa, dacă vrei să ai, să nu ceri de la nimeni nimic, trebuie să trezești înaintea soarelui. Uh, încă o frază bună. Da, și eu uh, am fost crescută de ea foarte mult timp, adică practic totdeauna. Uh, ea m-a ajutat foarte mult, m-a învățat foarte mult, eu am muncit de mic copil, eu mi-am câștigat banii de mic copil și eu de asta sunt cine sunt astăzi. Dar tu ești eminentă sau nu? Ai învățat la școală foarte pe 10? bine. Da? Da. Bine, păi asta e eu văd în asta un obstacol și mai greu, pentru că eminență de regulă învață să se conformează sistemului și a anumitor reguli. Dar businessul ăsta nu, nu sunt reguli și manuale. Businessul ăsta e improvizație. De să-ți spun de ce. Eu la școală nu am învățat din cărți. Niciodată. Eu am învățat din la școală ceea ce ascultam doar la lecții. Am înțeles. Deci eram, tu ascultai și da. tu, la tine în memorie tu auditivă ești, da? da? și uh -huh. vizuală foarte bună. Eu mă ridicam câteodată la școală, la lecții, în picioare. Eram totdeauna în banca, prima bancă în fața profesoarei, dacă mă vede vreuna acum. Eu citeam cu picioarele în sus, vedem, din, din carte. Serios? Da. Eu citeam cu picioarele în sus până m-o prins odată. în clasa 11. Tu cartea? Nu, cartea ei stătea. Așa? A -a. Și eu citeam cu picioarele în sus. Mie îmi trebuia primele două, trei cuvinte. <grijă> și mie nu îmi Eu citesc A -a, foarte repede. șmecherii da. tot și totuși șmecherii. Da. <grijă> și eu totdeauna am învățat la școală. Nu, Eu foarte rar când vinem acasă îmi fac temele pentru acasă. Foarte rar. Eu mă uit fetița mea la fel. Tot la școală prindeam. Și așa și în business. Eu am prins de mers, știi, de la alții. M ascultam. Uh -huh totdeauna în diferite emisiuni, diferite... Eu țin minte și astăzi când eram la bunica mea, eu sunt permanent la ședința din Parlament, știi? Și eu eram... Eu le știam pe toate. Acum nu mă uitat. Când eram pe uh -huh. vremuri, la mesager sau astea, eu toate mă uitam și eu îi spuneam la bunica mea, să vezi că într să ajung și eu acolo într-un fotoliu din ăla, știi? <laughs> eu nu am ajuns, dar o să ajung, asta eu știu. și <laughs> tu vrei să ajungi? Uh, nu că vreau, știi? Eu știu ca să ajung. Adică nu-i scopul meu, dar eu știu că o să fii. De unde ai toată așa convingere? De Uite, unde... Da, nimeni că... nim, 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 <gântu -și> nu mă interesează materia încrederii tale. De ce? Pentru că ce eu, tare, eu tare sincer vreau asta. Lucrurile toate care le-am până astăzi, eu toate de una le-am le dorit foarte sincer. Nu le-am dorit din interes că A, să am asta, că să arăt cuiva. Uh -huh. Nu, ca să am plăcere eu. Niciodată n-am lucrat sau să fac ceva pentru că să-i demonstrez cuiva cu ceva și sau chiar și la școală. Nu făceam asta pentru cineva, pentru părinții mei, să nu-i fac de rușine. Nu. Eu am făcut -o de una pentru mine, ca eu să știu. Și acum, iarăși, din nou. Eu investesc mai mult în mine, Când eu, aș, eu am investit în copii, dar mm -hmm. acum gata, nu. Copiii mei o să crească, eu le dau șapte ani de acasă, iau 100%. Asta mi-o spun profesorii la școală. Le dau ceea ce se dă la niște copii, nu uh -huh. se exagerăm cu cadouri, cu prostii cumpărate, cu cursuri iure. Copii nu vor acum. Copiii minuni niciodată nu au făcut ceva adăugător. Totdeauna au făcut ceea ce este la școală. Și atât. Eu am întrebat, vreți? Bine. Nu? Tot bine, știi? Uh -huh. Când au fie ei conștienți deja că au nevoie, atunci o să fac, cum am făcut și eu la rândul meu. Eu n-am făcut, când eram în sat la școală, am făcut cursuri de nu știu care, de oratoric, de arta vorbirii, de nu știu cum. Eu dicții am făcut acum doi ani în urmă. Am făcut dicții. Când nu a apărut necesitate. Când nu a apărut necesitate, exact. Mm -hmm. Dar poate el nici nu o să aibă nevoie. De deci ce o să-i văd în cap acum, schinui copilul aiurea cu cursuri de dansuri, dar poate el o să fie pilot. Mm -hmm. Înțelegi mm -hmm. cum? Da. Sau multe alte lucruri, știi? Eu uh, am un pic alt fel de teorie a vieții <laughs> și de lieger, știi. Mm. Eu acum investesc, când într-adevăr investesc foarte mult în dezvoltarea mea personală, uh, și nu doar personal, dar și fizic și multe alte uh, lucruri. Ok, Da să revenim o leacă la. Uh, Încă o leacă să închidem și subiectul cu interviul lui Galben, la Galben și anume cu hate-ul de acolo. Dar ce ai tu hitul de acolo? Pentru că, uite-te, mm. chestia asta, iar, asta e un asta e un foarte bun. Eu El trebuie pus la școli, arătat cum se monetizează hate-ul, înțelegi? Eu știu. Eu, pur și simplu, eu înțeleg că asta e de greu să faci și eu înțeleg și beneficiile. Mm -hmm. Dar aș vrea să revenim un pic, să vorbim despre Instagram-ul tău și cum să dezvolți Instagram-ul ca să încheiem tot. Hai. asta frumos. O <laughs> da, tu te-ai confruntat cu mult hate. Apropo, eu eram în București, mă că când a apărut video cu tine uh -huh. la Galben. Da. Sau, sau, nu, sau nu mai țin a fost. fost Februarie anul ăsta? Da, am fost. trecut. Da. În uh -huh. înseamnă că am fost aici. Și eu țin minte că Cristina l-a pus să uite uh -huh. și eu i-am zis că închide am eu eu în interviu și sau mi eu plec. Așa de tare mai enervat. Că ați <laughs> mai chemat la tine. <laughs> Da. Și eu, știi, eu am uitat asta. Știi, și tari. Și acum când a început să dezvolt podcastul, în altă scală, la mine s-a schimbat atitudinea. Și eu zic, eu zic, uite, eu invit pe Diana Balerini, cred că și-a da, mi ce-ai zis tu Și mi am amintit de cazul ăsta. Hmm. Okay, ok, Bun, ia dă să mă uit. <laughs> și <ia -ți> spune. <laughs> da, dar da, cred că pe mine m-a deranjat încrederea cu care tu spunei. Păi, îți spun, pe tine deranjat problema ta, nu da, da mea. <laughs> da, exact, exact. exact. Uh -huh. uh, și? Deci, și tu te-ai confruntat cu un hate, bine, eu am fost mai degrabă un hater <laughs> pasiv. Nu, 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 dar eu nu, spui lor. oamenilor. Nu, da. oameni la un nu dar de da. și în mintea ta ai da, fost un hate. da. da. <laughs> Eu avem o asta. Și urmărești, tu îți ajunge, tăiești, nu știu, citești ceva. Așa e zic Cristine, știi? Da, mă At de atunci am zis de așa. De <laughs> așa. Um, bun, tu te-ai confruntat cu un hate. El s-a monetizat? Interviul ăsta te-a te ajutat? Da, cum? O, o impactat Ia tale, da? Ia nu, Dar totuși n aveai parfumul, sau aveai? Dar eu l-am făcut imediat după asta. <laughs> Chiar așa? <laughs> deci, interviul în februarie și eu în aprilie eram în Dubai. Și deci după asta eu fac bani. <laughs> am înțeles. Da. Pe păi asta e monetizarea, tu e aici, pe loc. Am înțeles, deci. Știi, de ce întreb, pentru mm. că asta e rezultat. Deci tu te-ai confruntat cu un context, mm -hmm. ai prins atenția mm -hmm. și ai lansat un produs. Tu n-ai căutat, nu cauți pe Google idei de afaceri, nu? Niciodată. Nu vrei să fac. Nu, eu fac din ceea ce sunt eu, că trebuie să fac și ceea ce mi-apare în calea mea. Cam, de ce să mă duc eu scat pe Google când stai case în fața mea? Înțelegi? Dar cum îl vezi tu? Ei, am eu fișcă. <laughs> nu, asta sunt uh, pârghiile mele. Nu pot a, să a, le dau. Ai carte, cred. Uh, da, fac acum masteran de marketing, termina noastră. Chiar așa, da, tu eu sunt faci masteran. marketer? Uh, eu sunt masteran la marketing, la USM. Nu mm. Nice. Uh -huh. <laughs> eu nu. Eu n-am nicio diplomă în marketing ca eu tot așa? am. Și în și marketing am. Oho, și în drept da. da, eu sunt în administrativ. Da. da? Și ce nu s a plăcut acolo? Încă uh -huh. uh -huh. nu uh -huh. uh -huh. uh -huh. am ajuns încă la vârsta când eu o să-mi accept acest rol. Am înțeles. Mă mai distrez un pic, mai fac am hate. Am <laughs> um, <laughs> înțeles. Pe urmă știi când uh, când am făcut să-mi Serciu Clișnicov uh -huh. îmi spune, băi, dar tu la mine vrei parc și notar și cu tine un Care <laughs> <laughs> Deci, pe mai avocatul și notarul are voie să aibă tatuașe, da, asta e, e lucrul lui personal. Cred exact, dar da, eu îi spun lui, zic, las că o să schimbăm noi societatea, asta au dat și odată, știi, regulile este mm. de, de percepție asta, dacă ai tatuaj, ai stat la închisoare, știi, totdeauna mm. era treaba asta, hai, te rog frumos. Eu, de la 15 ani îmi vroiam tatuaj, mm -hmm. și tot mama mă mai opre, pe urmă, pe la 20-22 am uitat de el și acum... Doi ani în urmă, un an jumătate, ne-am făcut primul și am înțeles că... îți place! Da, cum faci primul, de a mă-ți planifici, cum tata Dar Da, la mine eu am 12! 12? Ai vreo legitate cumva, cum le faci tu, în anumite zile sau sărbători sau cum faci? Nu, ele sunt ales în primul rând când le sunt. Eu un tatuaj n-am așteptat 3 ani să-l fac. Nu simțeam și gata. Ultima Mhm. Nu iar, 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 nu, nu, nu. Ă, trebuie să sunt. Dar odată mă scot din să pe Sergiu, zic, Sergiu, vin la tine. Hai, mă, te aștept. Știi? Când simți că asta nu este un lucru care, știi, te duci și-l cumperi la magazin și poate mâine vrei să te duci să l duci înapoi, știi? În 14 da, zile. Da, da. Și asta îl ștergi, dar nu e da. fișca. Vezi că unii fac, de exemplu, de zile de naștere, alții fac în momente importante din viață și le marchează. Nu. Tu cum le faci? Eu le fac atunci când le simt și ele toate au la mine o poveste. Ele nu sunt făcute că mi-au plăcut că am văzut pe Pinterest o imagine și hai să uh -huh. mi-o fac. Uh -huh. Nu, ele toate la mine au o poveste. Toate au o poveste. Dar este vreuna care poți, de exemplu, să o explici? Da. Sau ele personale? Am aici dama de, regina de neagră șah. din din da, șah. Aici da. a fost de a fost numele soțului meu. Uh -huh. L-am acoperit că deja era nu era citibil, știi, toată lumea m-a întrebat da, ce scrie acolo, de da, ce scrie acolo? Și eu am pus... Uh, Asta e foarte așa, tu ras și tu numele soțului da. șop, regină, neagră. neagră da. Uh, îți spun de ce. A fost într-o sară cu niște prieteni la un local și am jucat dame. Și uh -huh. mi-am adus aminte în momentul ăla de o poveste. Dacă ți minte, dacă suntem dintre aceeași perioadă, când se stângea lumina. Pe uh -huh. timpurile lui Vărău. Da. Apiat, eu atunci jucam dame cu tatăl meu. Și eu în sara aceea am câștigat. Uh -huh. Din 3-2. Și mi-a trezit acea emoție, știi? Um, că n-am uitat. N-am jucat foarte mulți ani. Vreo 20 de ani n-am jucat deloc. Și n-am uitat niciun pas, știi? Parcă, am, mm -hmm. parcă am avut un deja viu. Atunci m-am dus și nu l-am făcut. Oh, e o nice. emoție, știi? Iată, mm -hmm. emoția asta de atunci. Da, era, este o emoție pot spun urât când n-a lumina, stăteam toți pentru unii ca niște proști. Urât <laughs> pentru toți, dar important, important pentru... pentru mine, că da. eu am învățat o chestie atunci, uh -huh, știi? Uh -huh. Pașii ăștia și eu nu i-am uitat niciodată. Nu, uite, dacă cu ochii închiși pot să rog. <laughs> da. Pricol, da. Și tu n-ai nici o legitate cum aplici tatuurile, da? Adică acolo, tu cumva sâms, după sims da. da. ei, da? Vrei după origină, da? da. să acoperi numele bărbatului. Da. <laughs> Da, eu am foarte multe. Ok, bun. Revenind la hate. Hai, iar îți place eu asta. Da, <laughs> îmi place pentru că tu ești una din, puține, una din puținele persoane care poate lucra cu hate-ul. Mm -hmm. Și hate-ul e un obstacol foarte mare în dezvoltarea multor oameni, inclusiv a oamenilor care vor să devină populari pe Instagram. Că la noi multe fete visează popularitate pe Instagram. Și că eu aș vreau cu tine despre asta o leacă să discut. Revenind la faptul că îți vine tu, prima regulă care tu o aplici este că tu citești primele cuvinte și dacă îți dai seama că nu e ok, tu nici nu citești, da? Nu. Blochezi oamenii. Nu. Și faci ei. Blochez, doar at atunci când îmi trimit prostii din astea, videouri, prostiești, mm -hmm. iată atunci o blochez. Mm -hmm. Sau când deja omul nu mai știe de măsură, știi? Iată atunci o blochez. Că mă, nu că mă deranjați pe mine, dar. Permanent îmi vine notificările astea prostești, știi? Mm -hmm. Dar sunt mesaje care eu le-am lăsat și după asta omul își schimbă viziunea, știi? Mm -hmm. Și îmi scrie. Dar eu nu șterg. El poate o șters, dar la mine este, știi? Mm -hmm. Și eu îi trimesc și zic, ai și ai spus tocum am vreo două luni în urmă? Trei? <laughs> da, ai dreptate. După interviu, apropo, foarte multe fete m-au heituit, dar după tot ele mi-au scris mesaje de soții scuză. Ah, A, dar pe frumos Da, să cer scuze. scuză uite, da? Că da, uite, eu mi-am schimbat și eu viziunea M-am uitat la interviu. ăsta în alt stare În alt nu știu cum, nu știu ce Și mi-am schimbat viziunea, da, foarte mult Dar sunt, am 15 femei care au divorțat <laughs> După da, apropo, <laughs> și ele ți-au scris tăi, da. deci ele... Am făcut cunoștință chiar cu ele Ți nu -ți pare că tu impactezi negativ femeile nu, deloc. din Moldova? Nu Dar 15 familii s-au distrus din nu, cauza Nu, ele erau distruse deodată, de mult Dar că ele nu vedeau asta Trebuia cineva să le dai cu cap să le spună că, uite, tu trăiești într-o relație toxică. Dar și din punctul tău de vedere relație toxică. E că vezi, eu revin la tine și iarăși. Iarăși înapoi. din nou da. te duci. Nu, dar cum tu poți spui? Relație toxică, adică tu nu știi... Nu, dacă femeia stă, stă, în cas și iată când bărbat pune mâna pe mânier de la ușă, e gata, tremură. Nu ți pare normal să trăiești așa? Nu, nu e Păi, okay. sau dăm te rog, bani să mă duc să fac unghiile. Hai, fim serioși. Că trebuie i un unghii. Da, Eu am primit așa de ceva. Dar rog bani să mă duc să fac unghi, asta nu e relație toxică. Asta, femeie trebuie să-și asigure banii ăștia. O leacă, net, net. O hmm? leacă, net, net. Dar dacă bărbatul i o... e... e... e banii? Nu, tot banii. Dar bărbatul dacă nu-ți dă, uh -huh. Când ți spune stai ca copii, stai cu copiii și fă uh -huh. mâncare și nu știu uh -huh. ce, uh -huh. A atunci cum? Nu-i toxic? E toxic. Uh, eu am primit așa o o replică de la fostul meu soț când uh, am zis că ține copilul să-mi vopsesc unghile. Și el mi-a zis că da și unghii, nu poți stai? Și de atunci am zis că nu băieți. La revedere. Și s-au adunat, știi? Așa de categoric? Absolut. pentru că din punctul meu de vedere poți să te uite da, contează și pot, nu întreb. i-am păi spus. și sau okay. când mergeam în oraș cu fetele, ieșeam cu scandal, intram cu scandal. Eu ieșeam foarte uh, convins că înapoi tot o să fie scandal, dar eu ieșeam asumat. Măcar să ies eu, știi? Ok. Da, okay. și atunci am s-au adunat foarte mult și am zis că nu, pare rău. Și când am trăit o altă relație, am spus că contează pentru mine cel mai important, libertatea. Dacă am libertate, eu pot să fac orice. Dacă nu am libertate, mai bine. La revedere, nu, am nevoie de bani, nu am nevoie de nimic. Eu sunt foarte capabil să-mi fac banii mei. Dar dacă mi-e libertatea, mai bine nici nu începem. Și este 15 femei care ți-au scris, ele, da. după și-au privit interviul, te-au urmărit o perioadă, da. în ce perioadă ai primit mesajele astea? În cât timp asta s-a întâmplat? După 4-5 luni. Vara asta, foarte multe feti vara. Chiar și m-am cunoscut cu ele. am fost la cafele. În serios? Da, ai șut cu ele. Da, sigur, sigur. Da? Tu te vezi cu fanele. Da, sigur. El la evenimentele mele au fost foarte multe fete din alea. Am înțeles. Da. Am înțeles. Și ce, da. ce fac ele acum? Sunt foarte ok, care au aplicat psihotari, care sunt ok sau un angajat, uh -huh. și părinții da altfel le ajută. Adică sunt foarte bine și eu mă bucur foarte mult de lucru ăsta. Noi trăim în societatea care trăim din cauza că îți spune nou, femeile nu au curaj. Nu au curaj să vină. Dar până nici bărbații nu au curaj. Ei, nu au curaj. Ei au curaj numai atunci când se dea, știi. Și din <laughs> Nu, la bot. Iată ah, la <laughs> și au curaj. Dar restul, clar că nu au curaj. Eu niciodată n-am respectat bărbații care bat femeile pentru că cam cum poți să te compari cu o femeie. Înseamnă tu nu ai coai. Simplu mult depinde De părți, știi, dar nu mai vreau să da, intru în asta. Da, hai să dăm de da, altceva. Da, de acord. <laughs> hai, asta Revinim mie nu-mi place. Instagram. Cât <laughs> de des publici Uite-te, tu ești renumită și pe tine te mai e discută. E renumită, net, hai, chiar, net, net. chiar așa. Pentru faptul că tu publici multe stories-uri dezgolite. Dezgolite. Da, da, da. Deși, cum tu asta faci? Asta, împași, e, asta e obligatoriu? E element pentru popularitate nu. pe Instagram? Nu, nu. Nu, eu dacă să mă pun public, adică să elementa element, eu m-aș mai tare. <laughs> dacă ar fi asta, aș considera eu că este un element, dar dacă nu, nu este element. Bloca Instagram-ul, cred că. <laughs> uh, nu știu dacă m-ar bloca, nu cred că mă blochez. Ok. Uh, dar adună mai multe views, stories -urile. Nu, 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 nu. Atunci când eu vorbesc mult mai, uh, dau așa niște replici, atunci mai multe views decât când ești goală. Iată cum asta este iarăși de nou o motivație pentru femei care să iubească pe ele, să iubească să țină regim, să meargă la sport, să aibă grijă de ele, în primul rând. Dar dacă asta generează așteptări greșite și percepții, dar ce așteptări ele suferă pentru că... Vă... Dar de ce suferă? Cum fac nimic? Doamne, și de dură ești tu. Cum? Dar păi... uite omul e, e complicat lui, da? Cum? El, el caută cu Care complicat? Ea că spune e complicat? E ca spun tu mie un lucru complicat, că ce să -ți ții gura și nu mai mănânci și să te duci la... Bun, nu poți să te duci la sport, nu-ți permiți bani să te duci la sport, faci acasă. Uh -huh, Ei uh -huh. două, o sticle de apă și te antrenezi acasă, uh -huh. la urmea urme. Asta e complicat? Asta să așteptări? Nu, asta nu să așteptări, să nici scuză. Că ea poate, dar tu nu poți. De ce ea poate? Da, tu ești dură, caroce. Nu în rusă. Tu, în română e dură. Hai, mai departe. Deci, tu consideri așa că femeile care îți văd, de exemplu, corpul tău, da. da? dezgolit pe Instagram, dar nu mai sunteți zgoliți în nu? Cum nu? Eu am văzut unele cum tu te filmezi în, fie, în o glinjoară, stai în, Da, mă gândesc acasă foarte mult. Tu mai din că cumperi fiecare dată câte o lingerie nouă și odată da. o filmezi, așa? Da, da. Dar pe eu am acasă foarte mult în lingerie. Mi-mi place. Ok, ok. Nu, A, asta e clar. Nu, pot să <grijă> mă Da, lingerie și femeie în lingerie, asta e... Nu mai este adevărat. Nu toate femeile. Și nu toate. El e preferită cu scumpere crastul decât <laughs> Eu, de exemplu, nu. Nu, plin, că-s gospodine. e da. mai gospodinoasă cum da. cred că, nu știu. Vezi că noi nu putem să judecăm nu, nici... Nu, absolut, categoric. <laughs> Bun, dar cât de des tu publici? Hai să văd niște reguli la tine de Instagram. Reguli. Eu nu am reguli, eu fac când sunt. Eu dar... nu am reguli. Și nu le numeri cumva, nu, nu le mai vezi? Cum, nu mai număr nimic, nu, nu, nu. Iată, eu ieri am simțit că nu trebuie să stau pe Instagram. Uh -huh. Toată ziua. Nu avem ce spune dic spun, deci spun poviești cu zmei, la bine, nu. Am înțeles. N-am fost ieri. Și astăzi am apărut, tot ok. Toată lumea fericit Dar cum crezi? Hai să spunem așa. Imaginăm o fată. Da. Da? Din Chișinău. Care are între 200 și 2000 de followeri. Uh -huh. Hai să spunem, între 200 și 1000. Ce vrei, uite-te, să devină aia, un om cu importanță mediatică, o influențăriță pe Instagram. Și ar trebui să facă din punctul tău de vedere? Dar nu știu, eu nu am făcut asta pentru Instagram, Vadim. Eu am 10 ani în spate. Că tu ai 70.000 deci... de followers și sunt 70.000 de, de femei care dar au câte 200. Dar eu deschid gura, când deschid gura, dacă am ce spune, dar asta nu se face peste noapte. asta se face în timp, în 10 ani. Înțelegi? Eu, înțeleg. eu uh, mm. nu i-am adunat în... Uh, într-o noapte. Dacă vrei într-o noapte, cum a făcut Kim Kardashian. Știi destul de gini. Și slivit video pe Pornhub? Da, cum? Da? Și acolo îți faci miliardul de loc. Milionul. Am înțeles. Deci asta e o tehnică. Și e pentru tine ca tehnică de promovare ar fi ok, da? Adică tu nu vezi în asta problemă dacă ai faci. Mai fiecare își asume și ei ce vreți să facă. Eu, de exemplu, n-aș face asta. Uh -huh. Nu că n-aș avea curaj. Eu aș avea curaj, dar nu este tehnica mea. Am înțeles. Adică eu văd altfel lucrurile nu pot să sar chiar așa cu sapă la ani. Dar după Galben Eu am avut impresia că la tine Instagram au crescut mult după interviul cu Galben. Adică așa am, nu am am crescut, avut. ok. Cât? Cu, cu vreo șase de followeri. Adică tu până la Galben ai avut 50-60 de mii, da? Uh -huh. Am înțeles. Eu am crezut că au venit vreo 30 de mii după uh -huh. interviul ăsta, nu? <coughs> Dar Vreau nu chestia în, în follower, până la urmă, în număr. E da, chestia și... în calitatea lor eu știu eu știu influenceri care au câte 200 de mii de followeri dar calitatea lor e zero n-au vânzări deloc despre ce vorbim? am înțeles adică nu contează calitatea nu contează cantitatea eu, eu vindeam foarte bine și cu 10.000 numele meu adică uh -huh. vindea foarte bine uh -huh. Că e important încrederea oamenii să aibă încredere în cuvântul tău știi chiar astăzi dimineață, am primit să-mi un mesaj cu cineva s-a dus la ortodontul meu, știi? Iată, m-am dus și eu mi-am făcut. Da, astăzi dimineață. Iată, asta contează. Dacă ai 200, că ai 300, eu nu cred că... Sunt mulți care au mulți au urmăritori, dar ei stau acolo doar pentru ca să uite, ca să râdă, dar mm -hmm. nu ca să cumpere. mm -hmm. Asta sunt două lucruri total diferite. Din punctul meu de vedere. Dar cum asta e legat cu vânzări? Ai putea să dai și vreo cifră de monetizare? ca la 10.000 de follower tu cam de cât vindeai? Vindeai de 2-3.000 de euro pe lună? sau Nu. Nu? De 5-700? De mai mult? Nu. Hai. Nu, eu nici acum nu vând de 5-7.000 de euro pe lună. Nu, nu, nu. Depinde de lună, depinde de... Nici nu știu cum să-ți spun. Adică asta nu e, știi, un business care tu ai uh, o strategie, știi, mm -hmm. A, B, mm -hmm. sau uh, un salariu, luna asta ca luna trecută. Nu, depinde. Foarte mult depinde de de uh, produs, de cei care vin la tine să, mm -hmm. să le vinzi și, iarăși, de nou, depinde de durabilitate. Am clienți care am un contract, de exemplu, pe trei luni, știi, dar sunt alți clienți care vin o lună și, apoi, peste o lună, două sunt întorc chiar înapoi, știi, adică E divers lucrul asta. Da, ai careva principii eu... în selecția da. Da, dacă nu sunt omul, eu nu mă bag. Omul sau produs? O, și omul și produs. Dar mai întâi omul. Eu nu mă bag. Am refuzat contract de 5.000 de euro. Nu, nu, nu. Pentru că nu sunt. Eu nu pot, adică nu pot vorbesc din ceea ce nu sunt. Uh -huh, uh -huh. Știi că poate chestia asta să-mi dai sper mai mult din, 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 din urmăritori sau din imaginea mea, poate să-mi dai mai mult sper. Mm -hmm. și eu adică am să înțeles. Principii că ții la audiență da. și cam știi da. reacțiile da. și știi da. că asta poți să dăuneze da. da? Da, exact. Tăi nu pui banii mai presus mm. ca... Eu pot să fac bani în altceva. Am înțeles. Că asta e, eu, de exemplu, nu stau cu Instagram-ul ăsta că vai de mine, o stresc o și cu dâns. Nu! Eu îmi fac o bază de, adică crezi pe instrumentul ăsta, mm -hmm. dar asta e azi. Mâine nu știi dacă o să mai fi instrumentul ăsta. Știm destul de bine lucrul ăsta. Da? Toți suntem da, da, conștienți, da, știi? Da. Dar eu nu știu cum mâine dacă eu mă duc să bat la ușa cuiva să la urmă să mă angajez, eu am un background, știi? Da? Mm -hmm, mm -hmm. Dar se foto. Eu am văzut că tu faci foarte multe se foto. Ei, eu foarte multe. Am programat mult. nu, nu de brădou, așa, da. <laughs> Nu vezi? Apas. Eu vă da, Eu le fac la perete așa, aș le tai și le folosesc. la necessary... da. Da, Nu, da. da, mi îmi <Hiç> no, place, în primul rând, le fac pozele. Și pentru tine e este element obligatoriu la crește instagram Da, foto. sunt imagini care vorbesc. Ce vorbesc? Mult. Imaginele vorbesc. Vorbesc foarte multe lucruri, imaginea. Da, că eu am văzut o imagine la tine cum tu stai într-o alb. Ah, Pinesip, Hello. a lot Așa asta, da, pe era. nu da, era de ziua mea. Și vorbești, Nu, eu eram acolo, <rânt> asta au fost cu vreo 4-5 ani în urmă, <rânt> cam nici eu nu știu ce am făcut. Am nu să-ți spun, știi? Da, acum să-ți spun, nici eu nu știu ce am făcut atunci. Așa A, dar e ca în rochii de mireasă de anul nou, de exemplu. Ideea dar nu era Dar era, mă un cineva un site te prezentat așa. Da, pentru că eu atunci, taman, noi ne-am căsătorit pe 19 decembrie și făcusem atunci, nu știu cum, 8 ani de căsătorie mm -hmm. și am pus, știi, o poză așa, că la brad, știi, chestii. O tematică, să spunem așa, dar... Dar tematica e creativă, că eu, eu mm -hmm. am citit comentariu în articol și era că nimi uh, sau rar și ne pune rochii de mireasă cu, Bradu, cu bradu da, da, și da, mi și idee cruta da, da, da. tu combini contextele. Bun. Eu nu fac ședințe foto banale, știi că hai să fac o ședință foto undeva la un copac. Nu. La mine toate ședințele foto au o poveste. Uh -huh. Înțelegi? Cum le gândești Îmi vin așa ideile mie. Eu nu am cineva care să mă ajute. Totdeauna am făcut singur tot. Mă scol dimineața? Tu înțelegi că tu ai careva schie, că el poate fi descris cumva. Eu vreau să înțeleg cum, deși e ca ție, îți reușești să faci... De să-ți spun ceva. Mi-am făcut, mi făcut, săptămâna trecută, uh, o cunoscută de-a mea, în care n-am văzut niciodată, doar pe online, Human Design, știi? Uh -huh. Ai auzit de ceva? Am auzit, Harta... ea cam ușă ntr și aici, da, după instagram da? Da. <laughs> <Ai, laughs> Uite, mi-a făcut, uh, mi făcut această hartă, Human uh -huh. Design, uh -huh. și eu când am citit tot ce mi-a scris ea, este perfect descrierea mea dar nu ce ce vorbesc eu, dar cei cum ce gândesc eu, cam uh -huh. cum a putea omul ăla să fie la mine în cap, știi, să știi uh -huh. și am eu un cap, nu? Uh -huh. Nu, no, sunt de acord, dar în Human Design mult îi scris anume... Asta e ca și zodiile. Uh -huh. Tu nu poți să nu greșești, să greșești acolo. Ori și ai scrie, cumva... Da. să interpretabile cuvintele fix, cum ai zis tu la început, că și spun eu, tu poți să înțelegi da. altfel. Exact. E ca zodiile cu asta și operează. Da. De aici, ca să venim și la întrebări de fani, eu cu asta așa să încep. Cât de tare te ajută numerologie, în general? Ai, eu cred și în și asta. Și obsesie ai tu cu cifra 8. Cu cifra 8, îți spun da. eu. Cifra 8 este 3 de 8, de fapt. 3 de 8. Care, iarăși, din nou sunt înregistrați ca marcă uh -huh. comercială, care o să fie lansată în curând. Nu spun ce produs, uh -huh. să vedeți în curând. Știi? Trei infinituri da, este un ob de fapt. să să mai torn cumva, poate? Ah, Torn mai... eu singur, da. mulțumesc. Știi? Iar din nou singură. Miau <laughs> <laughs> singură. Apreciez. Eu, cam Biblie, ceri și să va da, bate și să va deschide. Păi mm -hmm. iată, eu mă conduc după acest... Totdeauna, apropo, sorry mă deviez de la subiect, uh -huh, uh -huh. dar uh, mulți mă aud că splâng, că ea că nu i-a mărs acolo, că nu i s-a asta, că nu i s-a făcut asta. Stai, Iuliac, dar tu ai fost ceri să întrebi, în primul rând. Chiar și în business. Uh -huh. Că până să deschizi o în serele, până nu știu ce, până... Nu e adevărat. Te duci, bați în ușă, întrebi. Totul pe vârful limbii. Bunica mea și-a spus, totul e pe vârful limbii, întrebi. Ce nu știi, întrebi. O uh -huh. dată, de două, de trei ori. Om, până vorba au spus Până nu și da. Da, până saturi omul șală la cap, știi? Mm -hmm. Dacă nu te duci la ușa următoare. Dar dacă tu ai un scop, ce ții de el și gata. Nu mai mm -hmm. că ce o să zic că, că n-o să răspundă, te duci la următoarea ușă. Eu așa totdeauna am făcut. Totdeauna am întrebat. Mm -hmm. Iată am nevoie de asta. Unde pot să mă duc? O dată de două de trei, până opținuț singură. La ce eram noi la, la zodiac, numerologie. Deci da, acest 8, da. acum 4 ani în urmă, înainte de pandemie, eram în mașină, ideea era ziua fetiții mele și mi-apărea în cale foarte multe mașini cu numărul de 3 de 8. Mm -hmm. Și eu, pistori, știi, bam, 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 zic că asta e un semn, asta e un semn, asta e un semn, știi? Până văzusem vreo 20 în ziua aia. Și că asta e un semn. Și am început să fac asta pistorii. Și toată lumea acum, mă asociază cu cifra 8. Iarăși, din nou, asta este cum un brand. <laughs> Înțelegi? Am înțeles. Om, când vede undeva cifra 8, ce faci? Diana Balerini. Simplu. Înțeleg. <laughs> ok, produsul n-ai să-l spui care, da? E, nu, produsul o să iasă în curând pe piață. Aha, ok. Uhum. Și el e patentat. Dar bun, dar tu... Uh te folosești de careva tactici Din numerologie, calculezi ceva sau nu, sau nu te folosești de asta de la, mm -mm. Nu? Mm -mm. Pur și simplu, ideea cu cifra 8, care tu ai observat-o cumva mai da. des. prezent în... în viața ta? Da. da. Și eu acum o văd peste tot. Peste tot Am înțeles. Și oamenii la fel văd asta. Știi câte mesaje primesc eu cu numere la mașină în toată ziua? Da. Iar tu. Diana, Da, Serioz, înțeleg, înțeleg. serios, Și după asta mi-am pus și eu la mașină. Eu n-aveam când era toată faza asta cu 3 de 8, n-aveam. Uh -huh. Și eu când mi-am schimbat mașina, vă ziceam, vreau 3 de 8, știi? Și într pe site-ul ăsta, registru.media și caut. Când am văzut atunci 7.000 de lei, dar am în plină pandemie, zic, n-am eu banii ăștia. Nu știu de unde am găsit. <laughs> și mi-am pus 38. Da. Am înțeles. Deci, eu o să înțeleg, așa, și din cum ai procedat cu absolut categoric, și cu cifrele 8. Și cu Doamna Diana. Și cu Doamna Diana, tu cumva mă, prinzi un moment, vezi că asta prinde la public și îi place oamenilor și transform din asta într-o poveste și uh -huh. faci parte din storytelling-ul tău, exact. da? Și branduri faci, da. și vânzări. A așa tu cumva. Da lansați produs. Deci tu adaptezi, tu nu faci produsul și convingi oamenii mm. să-l cumpere, ți oamenii spun și produs da. lansează, lansează exact. lanțează într-o oricare măsură. Păi doar? așa cu parfumul a fost. Parfumul a fost așa, următoarea storie, mm -hmm. poveste, mm -hmm. că a venit un băiat care să ți cumpere. Este gama asta de produs fake, știi, de produs, de parfumuri copii. Mm -hmm. Nu știu cum se numește încă marca asta. Habar, mă. Păi îți spun eu. Și mi-a duce un parfum. Mm -hmm eu pun pistori și zic, băi, ce mi-a sexual, ta, ta, ta. Băi, acela a vândut tot. În 24 iulie, din ori, s i ipuzat stocul, Și eu, urmăritoare de mea din Dubai, îmi scrie, uite, așa, așa, trimit un parfum și eu. Și mi-a trimis un parfum, nu știu de care, eu am făcut iarăși pistori, iarăși din nou avut foarte bună priză și am spus, nu vrei să vii în Dubai să facem parfumul? Am înțeles. Hai! Și iată așa am ajuns în Dubai. Și ai făcut parfum în Dubai? Primul, da. Restul următoarele sunt făcute în Italia. Ok, dar cum, cum se întâmplă asta? Uai, Ui, este un proces foarte greu, dar iarăși nu am înțeles că mie mi se dă foarte ușor. <laughs> Până și parfumierul a rămas șocat, știi? zic, băi, dar tu ai făcut, ai studii, zic, nu. <laughs> ai da. miros, niuhai. Da, miros, <laughs> adevărat. Prinde foarte bine. Am înțeles. Da, îmi spun Coco Chanel din Moldavia. <laughs> Și da? da? Și zic, hai, când schimbăm number 5 în number 8, îți scoate pe leac. De grabă. Da, e bun, e bun. Da. Așa, deci hai să trecem și la întrebări. Mai avem uh, vreo jumătate de oră. A, ah, așa de trecut timpul? Da, trece, da. Și ne îmi place că e spirit de motivație oricum. Da. Deci întrebări de la urmăritori. Hai. Care le-am adunat eu. Mm. Așa, cu ce ai început tu, în general? Care au fost primitei paș? pași? Eu te-am mai întrebat asta, dar dacă ai putea rezuma, primitei pași în general în calea ta e ca de Că tu ești păi, dar de da, de nu pot spune eu că am succes și care mi a care îl văd eu, nu care, mi-aș dori, de care îl văd eu undeva, nu departe. Dar Încă sunt care te văd pe tine tot. Nu, acolo, da, nu? cum am văzut și eu pe alții care acum stau în uh -huh. rând cu dânsii, știi? Uh -huh, uh -huh. Este adevărat. A, multă muncă. Muncă și multă uh, uh, sinceritate față de tine însuți. Nu te amăgești pe tine, știi? Uh -huh, uh -huh. că, că vreau să fac ceva, dar mm, eu n-am spot. Asta e mișo ca tare. Tu poți, uh -huh. dar nu vrei. Noi ne naștem toți cu o doză de... Cu așa ești doză de curaj. Uh -huh. Nu că tu te naști mai slab ca mine. Noi toți ne naștem goi și cu așa ești doză de curaj. Depinde, dar în fiecare cum crește uh -huh. și, și vrem. Eu am fost crescut într-o ambianță foarte severă de tatăl meu. Ca asta nu spate, cum că să mă faci mm -hmm. de Noi toți, de fapt, așa am fost crescut mm -hmm. pe timpurile alea. Acum, mm -hmm. copiii dam am să sunt un pic mai altfel. Eu le dau voie să fac ce vor, să spună ce vor, să fac ce sunt. Mm -hmm. Tot. Noi nu... Totdeauna am fost limitați. Că nu vorbea acum tași, și chestii. Un pas încolo, un înapoi, știi, nu? Mm -hmm. casca ca gura, etc. La 12 și acasă? Exact. Dacă întâi 25 minute pe urmă. Dar, apropo, chestia asta pe mine m-a făcut să fie foarte punctuală da? Asta eu spun totdeauna, recunosc, spun foarte mare mulțumesc. Eu din ca... Iată, eu pe acest motiv sunt foarte punctual. Unii nu m-am dus mai devreme, niciodată n-am întârziat. Chestia asta a fost bună. Dar în rest au fost lucruri care pe mine m-au format și ca om, dar mm -hmm. care mi -au, poate mi-au tăiat din multe lucruri care eu puteam să le fac la timp cuvenit, știi? Mm -hmm. Dacă mie mi se dădea voie atunci când aveam 16, 16 ani 15 ani la discotecă, să mă distrez. Poate eu, la 18 și 19, nu avem să caut asta, avem să fac altceva, știi? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Înțelegi? Fiecare viață trebuie trăită la momentul potrivit. Nu trebuie să tăiem din lucruri, că hai că acum am 30 și nu, că eu trebuie să mă comport ca la 30. Nu, trebuie să trăim fiecare perioadă la momentul potrivit. Dar, iară de nou, asta așa a fost fi. nu pot să fii. Nu poți să... Dacă și înseamnă... pe cineva. Cum să fii sincer cu tine? Pentru că e că... E că nu, dar tu vrei ceva. E că tu... tu Care-i scopul tău în viață? Tu vrei să ajungi undeva? Uh -huh, uh -huh. Undeva, da? Cu uh -huh, niște da. milioane în cont? Cu da. un avion privat pe pistă? Eu cam așa mă văd, știi? Uh -huh, uh -huh. Păi eu nu am Știi, eu nu m-am ajuns pe mine. Ei, nu că eu sunt din Moldova și cum a să ajung eu acolo? Nu. El pe Ronaldo. Junior a ajuns Ronaldo. Un uh -huh, uh -huh. simplu exemplu. Cel mai mare... Da, Omul, fotbalist, da, fotbalist, da, Cu cel mai mari contracte. Exact. poveste povestea lui Ronaldo. Eu pe Jennifer Lopez, la fel. Ea mm -hmm. e, pentru mine este iedul meu, care mm -hmm. eu o să o văd. Mm -hmm. <laughs> la o cafea. <laughs> da. Ai cumpărat vreun curs de ei? <laughs> nu. Am ni um, o cale ah, mai scurtă. Înțeles, <laughs> înțeles. <laughs> da. Știi, iată, e doar oamenii ăștia. Oamenii mm -hmm. ăștia au pornit exact de acolo, de jos. Și nu că au pornit, știi, cu părinți bogați, cu. Mm -hmm. Adică dacă e eu putut și eu pot. Cam de ce nu? Doar dacă trebuie să dau din pedali. spun da. spun eu. Nu, că să vrei nu să poți și nu faci nimic. Da. Când, da. Sau să... dar după ce mai mări mărit Cum te măriți o dașină și te tot tu dașină. Că, <laughs> că eu am avut odată o ofertă de asta tentantă, știi? Uh -huh. Și am zis că bun, tu mi i faci oferta asta, dar mâini, cu eu faci. Uh -huh. Și eu cu și rămân. Hmm? Cu vacanța în Maldive? Nu, mulțumesc. Am înțeles. Înțelegi? Da. E? Nu, dar pe de regulă, o dașina, așa, te disparți și iei jumătate. Ei. Așa cred. Mm. Multe. Eu am un contract matrimonial, da, ceva. Știu, <laughs> da, știu. E, Așa cred multe. Dar, pe urmă, câteodată ți ies pe ochi ce ești. Uite, mulți, în mulți văd în contractul ăsta, mulți văd, nu tipa din credere, variante. Ei, da. Dar nu crezi că contractul ăsta e și o parte care te motivează să lupți tu pentru tine dar și cu. pentru independența ta? Dar adică asta e încă un factor care, da. cumva, Da. Îți, uh... Problemele mele sunt probleme mele probleme tale sunt probleme, tale știi? Am înțeles. <gătări> Nu sunt noastre Nu, dar aici se spune cumva întrebarea Nu bun, dar de ce mai suntem Împreună, împreună? Da. Hai să-ți spun o chestie Apropo de Human Design uh -huh. po Povestea asta Noi ne alegem părinții Cu șapte ani înainte Asta ce înseamnă? E așa Adică noi ca, tu, ca copil, tu înțelegi mm -hmm. părinții cu șapte ani înainte. tu îți dai seama unde ești tu și unde-s părinții tăi? Poate nici nu știu. Eu, asta, eu vreau să înțeleg cum asta se întâmplă. Asta e la nivel uh, esoteric, știi? Nu vreau mm -hmm. să intru tare mm -hmm. în discuția da, asta. Da, da, da. Ca să te fac să înțelegi că noi nimic nu este permanent. Adică chiar și această relație de soț mm și -hmm. soție sau mm -hmm. de iubit și iubită. Nu ești, tu nu ești al meu și nu sunt a ta. Noi fiecare suntem individuali. Mm -hmm. Mm -hmm. Și dacă copilul nostru ales să ne aleagă pe noi, ca părinți, asta nu înseamnă că noi trebuie să trăim toată viața împreună. Absolut categoric, nu. <laughs> deci tu vrei să spui, asta tot e din rubrica gândurile se materializează, mm -hmm. tu vrei să spui da. că copilul, cumva, hai să zicem mele, cineva sau el planifică să apară și calea asta de planificare aduce și sorțele oamenilor exact. în așa fel ca exact. ei să formează exact. copilul ăsta, da? Exact. Dar eu în așa ceva greu cred. Eu cred. Eu nu credeam, dar cred după multe lucruri care s-au întâmplat în viața mea uh -huh, uh -huh. și care mi-au confirmat asta. Și de atunci eu am început să cred în astrologie, în numerologie, în Human Design, în tot ceea ce... -i ce -i. Înțele pentru altă Da Dar nu, pentru mine asta cumva... e realta, realitate. Știi, dacă tot vorbim de asta, pentru cineva și Biblia e tot o chestie. Deci, religie da? e tot o formă de. Exact. A-ți explica lucrurile în viață. Exact, da? exact. Și eu într în categorie a oamenilor, procentul oamenilor din care faci parte și oș. Și oșu. Uh -huh. Așa, Deci da. tu de am cumva dă indicii. Generat. Eu sunt indicii că tu vrei și să scrii de ce nu, este deja început o carte. Eu am început să scriu o carte. Precol, Da, dar, Mult succes. Dar dai. asta o să o lansez după 40, cred că. Da, să <laughs> la deci, ai statut nu te -ti critici? Tipa așa tu, de tânăr își scricăți? Ei, da. Tu crezi că eu mă tem de critică? <laughs> <laughs> mă tem, te rog. Tu din critică ai să mai faci o carte? <laughs> nu, o să mai fac niște Cele 3000 de comentarii hate care le-am primit la lansarea primii cărți. na, da. Partea doua. Ce-au scris oamenii despre mine? <laughs> bună idee. Uhum. Așa Tare bună hmm. chestia asta. Cum pot tinerii să devină ca tine În afaceri și bani Dar nu trebuie să vină ca mine, trebuie să fii ca ei E că chestia asta să te compari cu cineva Asta cred că e cel mai prostesc lucru care poți să-l faci Ronaldo și Jennifer nu, Eu nu mă compar uhum. Eu îți dau exemplu Oam, Omul ăla din nimic a ajuns undeva uhum. Dar asta nu că eu o, s o comparat cu cineva El a muncit omul și el uhum. Uhum. Sau ea, sau mulți alții Asta nu e comparație tu ai idol văpșe. Adică mă refer, ai prea oameni la care tu preiei mult, da. mult, comportament? A, nu. nu. nu, copii pe nimeni, eu doar mă uit. Dar nu copii. Mie îmi place să fiu individual, așa mm -hmm. cum sunt eu. Mm -hmm. Rea, bună, nebună, cum cred alții, mine puțin îmi pasă, eu mă sunt bine în pielea mea. Dar cum e să fii individual? Să faci ce să vorbești corpul tău, nu cei ce vor alții. Tu ți-ai ascultat prea corpul tău? Da. Și? Și? Cum te faci să mm -hmm. simți? Câteodată e gine, nu. Dar câteodată nu... În ultimul timp mă gândesc că fumatul tare dăunează. Și atunci de ce nu pentru lași? Că, pentru că încă nu am de ce să încă definitiv... Dar nu trebuie să da? decizi de de ah, tu, dar corpul tău trebuie să Eu El înseamnă că studi... mai are nevoie. Ok, da. Tata mea s-a întâmplat că a avut o operație și apoi eu le a dat fumat. Asta înseamnă că și eu trebuie să ajung nu. la asta? Nu. Pur și simplu, tu într-o bună zi, -ți. când tu ai să accepti că gata, uh -huh. apoi atunci tu ai să lepezi. Da? Până, până atunci tu te lupți, tu cu tine, tu cu tine, Da, știi? observații fac și da. caut explicații, da, da, da. nu de acord cu asta. Bun, deci tu zici că să rămâi autonom și individual și, și autentic. nu ca tine, da? da? Bun, așa o întrebare. <laughs> eu am găsit azi o postare pe Facebook și nici nu plăcut, e nu-i de la fain, dar italienii înțeleg cât sunt de buni macaronile cu brânză de oi? Ah, dar eu, mie îmi plac. Dar da, nu știi, la italienilor, nu? Nu, nu le-ai propus? Nu. No. E ca să no, fii... am ca de mult, știi? O, oh, asta... și copii de făcut <laughs> în pui -mi. <laughs> Mami, ca mie. Mamica mea le face tare buni. <laughs> mă îi sunt <smutam> în gură. <laughs> Pricol, <laughs> asta să fie pentru să mergi și să italienii cu măcarabii okay. și brânză de ori. Ok, <laughs> <smutam> în gură. <laughs> Iată, ce se ascunde în spatele puterii de care dai dovada? În întrebare de la urmăritori. În spatele puterii? Da. Tu, nu, tu, dai dovadă de încredere și putere. Adică tu prea Dar eu nu dau pui... dovadă, eu asta, asta sunt. Și, și, faptul că pui tatușcă peste altă tatușcă, tot dă dovadă de tu. Pentru că așa sunt eu. Te înavează vă ești svoiu poziție. Nu, știi? dacă eu așa mă sunt, de cam de ce să nu, nu, dau dovadă? Dar eu nu dovedesc nimănui nimic. Eu sunt așa. Dacă eu vreau azi mă duc să spun că, uite uh -huh. sunt eu să spun că gata, să uh -huh. s-a terminat atât, dau la divorț, eu am curajul să mă duc să dau. Mm -hmm. sau să-l trimet cuiva, pe cineva, să-l trimit nafic, nu știu ce, eu am curajul să mă duc să spun asta în față. Nu că, uă, nu supăr. Nu! Nu! Eu ce am de spus, spun în față. Punct. Vă place bine, nu? E problema voastră. Eu... Dar sunt oameni ah. cu care tu ți-ai pierdut relațiile din cauza poziției astea. Sau, de exemplu, oameni, e că influencer, sunt care sunt supărați pe tine din cauza că ești directă? Tu ai avut scandaluri, vreau sau nu? No. Nu, nu n am avut scandal cu nimeni. Am Chiar n-am... Dacă supărați, iar de nou, supărați pe deși nu pe Eu nu -o supărat pe nimeni. Înțeleg. Deci Înțelegi. tu, cumva, dacă trebuie, găsești limba comună nu cu toți care lumea. îți trebuie. Da. Da? Dacă ai putea să schimbi o decizie din trecut, care ar fi? Nișuna. Nișuna. una. Mm. Uite, tu parcă ai de am gata răspunsuri, gata făcut. <laughs> Ei, nu, niciuna. Dar deși tu nu ai pentru schimbat dacă, nimic. Pentru că dacă aș schimba, înseamnă că n-aș ajunge aici unde am ajuns. Tu consideri că tot lanțul tău de, da. de decizii este procesul care te-a da. adus aici, da. Da? Și dacă schimbi vreo decizie din trecut, apoi cu totul altă da. întorsătură. Poți să mă duc ei, undeva da? peratură sau poți să mă duc undeva mai sus? Uh -huh. Dar uh -huh. hai să trăim așa cum este scris vorbaia. Uh -huh. <laughs> și cred că dacă ai schimba vreo decizie, pasar ar însemna că tu și regreți de ceva, da? da? eu nu regret nimic. OK. Tare scurt, și la subiect întrebările, răspunsurile tale. <laughs> Uh, iată, asta tot îmi place și că ține de domeniul profesional uh, Ce, care trei lucruri nu le-ai mai repeta în viața profesională, în activitatea profesională îți uh, spun care nu mi-aș asuma mai mult niciodată să fac eu totul uh -huh. eu eram omul care făceam tot, de la spalapă de până la interviuri da? uh -huh. acum nu există oameni pentru tot eu plătesc, timpul meu costă mult mai mult decât să plătesc pe cineva uh -huh. sau ce și ține de marketing mi-am angajat o agenție care se ocupă de pagina showroom-ului, de pagina parfum, de pagina mea chiar personală, pentru că mă costă mult mai ieftin ca să plătesc pe cineva decât timpul meu ca să fac alți bani. Iată, asta este cea mai mare greșeală care eu am făcut-o până acum. Poate eu, nu cred gret, dar eu am învățat asta. Nimeni nu mi-a spus lucrul ăsta, știi? Iată, asta n-aș face, alt lucru care nu-l aș mai face. Trei lucruri, da? Da. Bun. Nu, faptul că tu n-ai mai faci singur și ai delega, asta e o concluzie bună da. și e vine, real, e vine În din timp, experiență. Din dacă, experiență, da. Da. Uh, nu știu altceva. Chiar Pentru știu că tinzi toată vremea să faci singur și acum, da, agenție, de exemplu, mă interesează hai că business-uri înțeleg, dar pagina personală e cum? Îți dă subiecte, de texte, scrii texte, va Cum te nu, ajută? Nu, eu? nu, mă ajută cu ședințele foto, cu, uh -huh. cu chestii din astea care nu mai organizez eu, știi, Am sun, pac, chestii. Din... Am, și aveți brainstorm, brainstorming-uri inclusiv la sesiuni foto? Da. Da? Ah, eu spun că vreau așa, vreau așa, vreau așa, pe ele se mulți spun aici că, iată, oi, dar cum să dau eu în gestiune contul personal dacă agenția nu mă simte pe mine, cumva? Cata ca alta. Cât de mult tu te... Cata alta? Simplu. <laughs> La tine răspunsurile așa sunt de simple și radicale? Absolut, categoric. <laughs> <laughs> nu, dar deși, de ce trebuie să te ca și cu soțul și cu soție, tot așa? Mm -hmm, cam de mm -hmm. ce trebuie împingi carul și -ala dacă nu mai mergi. A, exact același lucru. Dar mai ales cu, de lucru, nu te-ai meritat sau te-ai mm -hmm. și că nu poți să te disparți. Nu, ca a pe altcineva. Mai ales vorba și pe banii mie fac ce vreau. Întrebarea este cum tu cumva... Uh... Încredințează agenții, se da, te. Dar pagina reprezinti... mea, care nu e, e încredințată nimănui, nu are nimic în la pagina mea, dar Aha. eu, pagina restul paginilor, eu am foarte mare încredere în fete. Eu am mm -hmm. un contract mm -hmm. semnat, adică nu este pur și simplu cineva să o de pagina mea, nu. Este mm -hmm. un contract semnat, foarte ok. Asta de business, zic. Deci, în, în da. contul personal, până la urmă, tu controlezi tot conținutul, da? Da. Aha, ok. okay. Bun. Dar de grabă cred că o să-l deleghez și pe asta, pentru că nu mai fac față. Pierd foarte mult timp pentru mm -hmm. niște chestii care nu se merită Știi, ca eu să stau să... Bun, dar. Uh... <laughs> tu ai testat reel Ai publicat reel da? Dacă tot discutăm de Instagram. Da. Și și totodată publici stories. Da. P tine stories nu te consumă. Eu am observat așa o tendință că să te faci 10-15 stories pe zi că consumă. Până la două ore precis consumă? Eu fac și 30 pe zi. 30 de <laughs> Da. Cum sunt, de fapt, știi? Uh, nu, mie îmi place să comunic cu oamenii mei, pentru că eu nu vorbesc singur ca prost, știi? Uh -huh, eu totdeauna uh -huh. am răspunsuri, am întrebări de la fete, adică eu asta e o comunicare de-a mea cu comunitatea mea. Cam de ce să mă plictisesc sau să pierd timp? Asta nu e pierd timp, timp pierdut, asta uh -huh, este comunicarea uh -huh. mea cu ei. Nu, adică tu găsești suficient cumva răbdare să faci asta zilnic, pentru că nu te asta cumva e... Dar eu asta fac zilnic, este lucru meu. Am înțeles. Am înțeles. Ok. Asta este un lucru, Nu sunt niciun deraj în asta. Nu, da? mie mi îmi uh -huh. face plăcere. Atunci când nu vreau să fac, nu fac deloc. Adică nu apar deloc. Nu apar. Și el mă caută. Hai, ce sunt placă ceva? Nu sunt a întâmplat nimic, dați-mi pași. <laughs> Măcar o zis, <laughs> nu pun nimic, știi? Îndată dacă nu apar câteva ore, primesc mesaje 10, 15, 20. Doamna Diana, doamna Diana, unde sunteți? Sunt bine, zic, că acuși apar. <laughs> da, da, da. Mm, interesant. Nu, eu am, știi, urmăritoare fidele deja, cu care mm. am legat o relație foarte frumoasă, apropo. Da, eu am urmăritoare, am, fost, în, am făcut un eveniment la Milano acum, anul trecut, în aprilie. M-a primit fata în casa ei, a zis că nu te duci la hotel nici într-un casă. Mai omul, nu mă știi cum mă primești în casa ta. Nu tu vii. Și când am dat să plec, peste două zile mi-a pus cheia de la apartament și mi-a zis doar atât. Ai casa la Milano. Și acum, când am fost în Milano, am fost la ea acasă. Cu cheie, cu tot, adică am... Mm, nice. Da, nice. adică am o comunitate foarte frumoasă. Mi-am legat, legat niște prietenii foarte frumoase. Și acum am început un proiect nou la Milano care va fi lansat în mai tot cu cineva din urmăritoarele mele. Deci tu folosești tot în scopuri de business, bani. Dar nu e obiectiv. adevărat, dar și emoții. Nu e clar, da. Eu, primul rând, da, am clar. investit emoții în asta. Da. Și dacă totul vine de la sine și vine ideile pe loc, am de ce? nu, să nu mergem mai departe. Dar, în primul rând, au fost investit emoții. Ok, am înțeles. Dar la evenimentele tale, vin și bărbați sau nu? nu. El nu. e închis pentru femei? Nu, 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 nu. Nu Nu N au fost bărbați, adică. Catare evenimentele astea -ale, ale mele au fost porniți de o cafea că mm -hmm. fetele mele tot îmi spunea hai să ne vedem o cafea tu îți dai seama să mă văd eu cu de exemplu cu 15.000 de fete care mă văd să uit da, la mine da, pe storie da, în toată ziua da, și da. să încep eu aici și asta mi cu vreo 10 ani da. și am zis hai să facem alt fel hai să ne vedem un grup mai mic dar o să ne vedem undeva eu comand tot adică ceai, cafea ce mai este nevoie mm -hmm. ne vedem la un brunch, știi? Și nu știam cum să fac lucrurile. ăsta. Veronica de la etichetă îmi spune, băi, Diana, este în, gloss gloz, vorbaie. Hai mm -hmm. să facem niște bilete pe etichet. Pune tu taxa care vrei tu și eu pe urmă îți transfer banii pe companie și tu îți achizi restaurantul. Ca să fie mai simplu. Nu stai atunci, hai, dă 400 mm -hmm. lei, de lei, dă-i 200 de lei, dă eu am băut de atât, tu ai băut de atât, știi? Da, este da. de genul. Și iată așa s-a născut primul eveniment. Și am făcut 12. Zi. 12 evenimente ai făcut, da? care 4 în Și cât să vin de regulă la eveniment? primile le-am făcut cu 50 de persoane, după au venit 60, ultimul l-am făcut cu 30. 130. Mm -hmm. Ok, nice. 700 nice. de femei. În, în, în social media, în culis, când dezvoltam comunitatea, tot așa, evenimentele, primul a fost cu 10, pe cu 30, da. 50, da, 70. Da, da, da. da. Și am avut două, 180 chiar, maxim. Super. O conferință de 450, dar nu era gen a mea. Era mm -hmm. o conferință, da. Eu acolo mai mult. Da, mm -hmm. colo -mai mult. A, atunci la te par da, da. M-am pornit și eu și a apărut ceva și n-am mai rus. Da, 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 conferința aia a fost tot făcută. Deci, prima mea experiență de event management din uh -huh. asta, de amploare, știi, uh -huh. unde prețurile au fost mari, așteptările mari uh -huh. și au fost niște găpuri de logistică, care noi le-am admis, inclusiv și eu, și am primit atunci un Eu Atunci am înțeles ce înseamnă feedback-ul clientului, pe bune. Pe bune, da. da. Simplu moment, acquilul nu e asigurat cu. Uh, cu ieri pentru haine la 400 de oameni. Nu, oameni. Da, da, da. Și eu venit și nu, nu aveau unde să spună hainele. Și pe bun e pe bune feedback-ul, pentru că nu e vorba că eu n-am vrut să-i supăr, dar noi n-am prevăzut asta și la un moment dat zic, păi, oamenii au dreptate. Ei vin și n-au unde să dezbracă, adică... În fine. A fost. dar de experiență? detalii, experiență nice. Da, <laughs> sunt detalii care contează foarte mult, apropo. Da. Eu când am făcut evenimentul, ultimul eveniment la Digital Park, mm -hmm. facem reclamă aici. <laughs> da. Tu... da. <laughs> Da, și deci, dar asta e parte din viața da. noastră. Păi, uite, evenimentul ăsta a fost organizat foarte bine. Am primit chiar complimente de la cei de la Digital Park, chiar și cei de la catering. Au zis că noi n-am văzut așa ceva. Adică la mine era tot pus pe timp, pe ori, mm. care și unde trebuie să stea. Tot, 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 tot. Adică ca la carte. mi îmi plac așa să le fac. Dacă eu întreb prestatorul, dacă ești... Punctual. Dacă ești gata să, să accepti condițiile mele și ca ei mei, Bai, dar dacă nu, mai bine stai acasă, zic, deci, strimăt eu atunci în ziua așa, știi, să mă enervez mm -hmm. și să strimăt și să fac după asta o reclamă când am să fi bucuros, știi? Mm -hmm. Apoi îți spun, Ia, când am făcut, tot, toată lumea a zis că, băi, aici o spălărie. că tu, trebuie să te apuci să faci o eveniment, să organizezi numai eveniment, știi, să-i pui toți în strună. că toți ca la știi? Nu, pentru că tu ai curajul, e că tu ai determinarea asta ta de a indica, de a rezolva, ești problem solver din câte văd eu. Da. Mulți nu sunt și mulți poate ar vrea să fie ca tine, de în general Dar nu există probleme, problemele totdeauna există soluție. Dacă se creează probleme, totdeauna este o soluție și soluția și poți generează încă alte lucruri mult mai interesante. Și bani. Și bani. Și bani. Haideți să discutăm ultima întrebare. Ha. care gata. e Da. 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 că dacă ceva mai organizăm okay. și cu tine. Eu nu zis de asta că... Bun. Pe mine m-a deranjat hate -ul din ultimul podcast cu Mirela și întrebare către tine ca femeie. Cum mm. consideri femeile și bărbații? Este egal? Depinde. Depinde de. Ce? <laughs> Depinde unde? În pat? Da. <laughs> ok, dar nu în pat? Uh, băi, hai să fim sinceri. Un bărbat totdeauna o să aibă puteri mai mari ca o femeie. Dacă fizic, nu este fizică, refer, da? dacă nu este antrenat. Câteodată o femeie poate să fie antrenat să aibă mai mare puteri decât un bărbat. Dar da. să spunem 99%, uhum. un bărbat totdeauna o să fie mai puternic fizic. Da. Dar dacă un bărbat își spune puterea ca o femeie, automat ajungi la un procent știi, din înțeles. procentul ăla alt. în rest, eu cred că cum avem noi zile proaste, au și bărbați zile proaste, mm -hmm. nu degeaba știi, ai, dar și ai la, știi, la, stelele sau la soarește. Dar eu cred că pentru mine sunt egale. Da, dar eu tu ai spus că bărbații au o putere fizică mare, mai mare ca femeile, mm -hmm. dar cum crezi și au un lucru de exemplu, femeile care nu l-au bărbați, în 99% de cazuri. Uh, a, știi ce? Femeile pot să facă mai multe lucruri odată, bărbatul nu. Multitasking-ul te da. referi, da? Da, bărbatul, cacalul, vede numai și e pus dinainte. În rest, nu. Iată aici, femeia are de câștigat. Da, pentru că faci și multitasking-ul, dar da. nu ved, nu știi, crezi, bărbatul, eu, eu am observat asta după mine, pe mm -hmm. bune, te focusezi, mm -hmm. dar eu cred că de aici aș vine voința mai mare a bărbatului, pentru că el poate să se focuseze și să meargă pe o direcție mm -hmm. departe. Nu, nu crezi? Nu, nu. Tu nu crezi tot. că asta e pur și simplu găp de așa da. funcționăm noi, da. că să o leacă, da? Da. da, da. Dar în eu nu văd ce n-aș putea eu face, tot, tot și un bec și un și... Tot aș faci fași, ca orice bărbat. Ok, bun. Mulțumesc mult. Cu plăcere. Aici, <laughs> noi să închidem și. A fost foarte motivațional. Eu, chiar așa, ne-am dorit să fie interviu. -ste. Da, dar foarte scurt. <laughs> interviu. Nu, e normal? <laughs> Noi să mai facem dacă trebuie. Okay. Bătler putem să facem. Eu să-ți găsesc un personaj, personaj? <gătăși> dacă să viniți în doi. Să Hai, te rog, chiar aștept. Accept provocarea. minunat, minunat. Bun, e ca de exemplu, Olga a fost manciu și a zis că eu în februarie vin, eu vreau cu faină. <gătăși> Cine? cu Ion Fain. Nu, da, el l a asta. mai fost la noi aici, la podcast. Da, mulți îl numesc misogin, el are niște viziuni tale. Eu tricone, nu știu, nu? trebuie să-l ca eu o să le organizez lor un battle și -o să vedem cine-ți vrei cu mm. tine și -o să vedem dacă poate Pentru mine contează conversațiile interesante. Da, eu tot să-i trebuie un anti-erou, uh. înțelegi? <laughs> Apropo, mi-am făcut chestia asta la branding personal, am uh -huh. avut un test noi toți avem trei personaje în arhetip, știi? Da. Apoi, unul din arhetipii mei este erou. Erou? Da. Ok. Dar acel alticum? Magicianul. și suveran, adică... Am înțeles. Ea comandă, vă Eu, dacă vorbim de arhetipuri, apropo, arhetipurile tare te ajută și la comunicare. Exact. Postări, da. toate strategiile de comunicare da. foarte bune chestii. Uh -huh. Eu cred că, la mine, una este erou tot, uh -huh. alta este ăsta care... Trece care. Adolescenții cum sunt? Ei sunt uh, revoltă. Uh -huh, da? Este, uh -huh. este un arhetip care reprezintă revoltă. Și cred că trei este înțeleptul. Uh -huh. Eu din analiza mea n-am făcut niciun test, De dar. cam... să des, fac. Hai, hai să încercăm. <laughs> dar eu dacă am făcut asta, am studiat asta, nu că. Da, îți fac. Ok, bun. Uh -huh. hai Hai! Aici! Merci. cat în de, Să mă întâlnesc cu tot ce